Hei, eu sunt Ciofanie Strate, bine ați revenit pe canalul meu. Dragilor, așa cum am promis, am reușit în sfârșit să filmez turul bibliotecii. După ce am dat un mare fail în ziua de luni, mă grăbeam foarte tare, mi-era că nu o să ajung la timp cu filmulețul pentru luni seară. Dar iată că până la urmă am rezolvat și situația aia și am hotărât să las turul bibliotecii pentru astăzi. Înainte să-i dăm drumul, vreau să menționez câteva lucruri. Nu am mai filmat biblioteca veche, biblioteca din fața mea, pentru că nu am schimbat absolut nimic acolo. În cazul în care sunteți curioși, puteți să mergeți la primul clip care se numește Ce cărți am în bibliotecă. O să-l las pe aici, pe undeva, eventual pot să-l pun și în descrierea filmulețului. În schimb, în biblioteca aceasta pe care voi o vedeți mereu în filmulețe, lucrurile se schimbă destul de constant și ultima reorganizare chiar a fost făcută acum 3 săptămâni. Mai mult de atât, mai există raftul nou pe care l-am pus pe hol. Din păcate, cred că lumina o să fie puțin cam proastă acolo, deși eu am adus o lumină, însă este camera cea mai puțin luminoasă din casă. Din fericire, toate copertele cărților sunt albe. Mă bucur că în sfârșit am apucat să facem chestia asta. Nu mă așteptam să fie cerere număr atât de mare. Prima dată s-a menționat de acest lucru în cadrul filmulețului Q&A și mulțumesc mult de tot pentru întrebare fetei care era curioasă când o să fac un tur al bibliotecii. Eu nu mă gândeam, să fiu sinceră, să fac noua variantă, pentru că știam că am deja un astfel de filmuleț pe canal, dar iată că se întâmplă lucruri minunate atunci când lucrăm în echipă. Afară cred că o să pornească o ploaie, yeah, yeah, yeah! Acestea fiind spuse, haideți să trecem la treabă. Acesta este turul bibliotecii, varianta 2021. Okay, începem cu primul raft, raftul de sus, unde avem cărțile mai groase și de dimensiuni ciudate pe care nu le pot integra în alt raft. Aici avem Biblia, despre care v-am povestit într-unul dintre filmulețe, că am împrumutat-o de la tatăl meu și că am făcut pariul cu el și că el mi-a spus că nu o să o citești și a avut dreptate, însă o țin aici pentru că încă nu sunt pregătită. Dar nu se știe niciodată. Aici avem Micuțele Doamne, Atlasul Frumuseții, pe care l-am primit cadou de la prietena mea. O carte foarte, foarte frumoasă. Biografia domnului Papaiani, pe care am primit-o. Aici avem albumele noastre de nuntă, pe care momentan nu le-am pus în altă parte. Trecem mai departe la editura Rao. Când am făcut reorganizarea bibliotecii, acum vreo 3 săptămâni, am hotărât să pun toate cărțile la un loc în funcție de editura de care aparțin. Și avem așa, aici am o carte foarte veche pe care am primit-o de mulți ani, nici nu mai știu exact despre ce este vorba. Hermann Hesse, n-am înțeles nimic din ea, mă rog, glumesc. Niște Marcheși, Faulkner nu-mi place. Aici sunt niște cărți noi, cele trei, aveți voie să le vedeți, glumesc. Lucrez la un filmuleț, mi l-am comandat acum foarte multă vreme și încă n-am ajuns la ele. Mai departe trecem la Podul de Lut, despre care v-am spus. Sub luna de șofran este o carte cu o copertă foarte, foarte frumoasă. Misterul cazului 6-4 mi-a fost dăruită de soțul meu. Și Insula, o carte despre care v-am povestit în cadrul filmulețului cu recomandări de cărți pentru vacanță. Acesta este primul rând de la editura Rao. Trecem la următorul. Cărțile noi pe care vi le-am arătat în ultimul haul, scrise de Ken Follett. Aici avem o tetralogie și da, am înțeles, trebuie să încep cu ultima dacă tot o am. Și să continui cu 1, 2, 3. E ca la Star Wars. Nu începem cu 1, 2, 3, 4. Începem cu 4, 1, 2, 3. Și Codul Rebecca, un alt thriller istoric. Aici avem o lumânărică de la Flame Boutique, despre care v-am mai povestit. Sunt lumânările mele preferate. Și de-abia aștept să o aprind, să vină odată toamna, să dăm și noi drumul la lumânări și la ceai și la... Mă rog, continuăm cu vinul și toate cele. Așa, iar în ultima parte avem toate cărțile scrise de J.K. Rowling, începând cu Fantastic Beasts, pentru că este cea mai mică, continuând cu toate cele 7 cărți Harry Potter, în ediție veche, sunt din anii 2000 până în 2000,
8, nu mai știu când exact, 2009, ceva de genul acesta. Avem Harry Potter și copilul blestemat, piesa de teatru. După aia Moarte subită, despre care v-am povestit. Și aici avem prima parte, Harry Potter și piatra, și piatra filozofală cu ilustrații. O carte pe care am primit-o cadou, este foarte frumoasă. Aici suntem la unul dintre rafturile mele preferate, dar să știți că o să spun despre toate chestia asta. Începem cu toate cărțile lui Bachman, mai puțin Brit Marie, pentru că este la sora mea. Și probabil că aici va trebui să introduc la un moment dat și cea de-a treia parte din trilogia, nu știu cum se numește, Noi contra voastră, scandalul, mă rog, ideea este că e o trilogie, o să vină și a treia carte. Le-am pus cumva în ordine, dar îl lipsește Brit Marie. Și de aici încolo continuăm cu toate cărțile pe care le am eu de la editura Litera. După cum v-am spus, am ales să le punem împreună. Aici avem Sticletele, despre care v-am povestit, o carte care mi-a plăcut foarte mult, deși este foarte, foarte mare. Țarina, ficțiune istorică, Apă proaspătă pentru flori, v-am povestit despre ea, Cei 100 de ani al lui Leni și Margot, o carte impresionantă, Portocala sângerie, Femeia de la fereastră, aceasta nu e cartea mea. Mi-a împrumutat-o prietena mea, o să-i dau înapoi, dar o să vorbim mai multe lucruri despre ea la momentul potrivit, nu vă spun mai multe momentan. Toate cărțile traduse până în prezent din seria Fabian Risca lui Anem, astea două încă nu sunt citite, n-am ajuns la ele. Despre cartea asta încă n-am apucat să vorbesc, pe asta am primit-o cadou, am înțeles că e partea a doua dintr-o serie, mă rog, deci trebuie să cumpăr pe prima ca să înțeleg exact despre ce este vorba. Lumina din Întuneric, o carte despre care am mai vorbit, dar despre care o să mai vorbesc pentru că mi-a plăcut foarte mult. Fetița de scrisoare, mă rog, eu acum încep să vă citesc toate titlurile, sper că nu vă deranjează, dar nu mă pot abține pentru că mi-e foarte drag de ele. Tot ce nu ți-am spus de Celeste NG, mi-a plăcut foarte mult și Mici focuri pretutindeni, în cazul în care vreți să citiți. Eu n-am apucat să citesc pentru că am văzut întâi miniseria cu Reese Witherspoon și Kerry Washington. Așa, mai departe avem niște Peter Swanson, Anotimpul ploilor, mă rog, unde a dispărut Bernadette, aici în colț. Iar sus avem cărțile mici de la editura Litera, în varianta aceasta mai mică. Pe asta n-am citit-o, Aileen a primit-o cadou, Lapte fierbinte n-am citit-o, despre Litera Stacojei v-am vorbit, despre Suferințele tânărului Werther v-am vorbit, Fata dinainte mi-a plăcut foarte mult cartea asta și despre Amatul doamnei Chatterley cred că am vorbit de un milion de ori, cred că știți deja povestea cu această carte, nu o repet că o să vă mega plictisesc, acesta este rândul de-al doilea. Pe cel de-al treilea raft sunt cărțile de la editura 3. Nu toate, pentru că nu am putut să le pun pe toate aici. Sunt cele mai noi și cele care mi-au plăcut cel mai mult. Cărțile de sus sunt cărțile mai noi, pe care unele dintre ele nu le-am citit. Aici avem duologia lui Joe Nesbo. Jumătatea dispărută, o să discutăm despre ea, este citită de curând. Aceasta este foarte mare și n-am vrut să o pun pe raf normal. Continuând cu cele mai noi titluri pe care le-am primit de la editura 3. Despre asta am vorbit, v-am povestit deja, este foarte frumoasă. Iar acestea sunt prezentate în ultimul hol. Nu am ajuns încă la ele, dar cu siguranță că o să le citesc cât de curând. Pentru că v-am spus, sunt destul de noi. Și trecem la raftul propriu zis. Începem cu o carte care nu este de la editura 3, însă are legătură cu Stieg Larsson și am vrut să o pun aici ca să fie toate, să fie împreună. Avem, bineînțeles, cea mai iubită trilogie din lume, trilogia Millennium. Aceste cărți au fost mega împrumutate și mega citite de către mulți oameni din jurul meu, pentru că v-am povestit că eu am avut atunci o revelație și am vrut să le citească toată lumea din jurul meu. Continuând cu
David Lagercrantz a făcut și el ce a putut. Nu o să pot să mă abțin în cazul în care mai scoate vreo carte. Sigur o să o cumpăr și sigur o să o citesc imediat, pentru că mi-e dor de personajele acestea, de Lisbeth Salander și de Michael Blomqvist. Deși știu că nu o să se ridice niciodată la înălțimea lui Stieglarsson, dar nu mă pot abține. Bun, mai departe, continuând cu seria Cormoran Strike, cele patru cărți traduse, aici undeva, repet, va trebui să reorganizez și acest rând, va intra cea de-a cincea parte a seriei, care am înțeles că este foarte mare, deci dacă asta este mare, următoarea va fi și mai mare, așa că o să mă pregătesc psihic și pentru... Și pentru chestia asta avem niște Gillian Flynn, avem Paula Hawkins, fata din tren, s-a discutat mult. Aoleu, astea nu sunt puse, haha, ia, nu sunt puse în ordine, nu-i nimic, o să le schimb eu după aia. Aici avem multe, multe thrillere, seria Grace, cum o cheamă? Grace cumva, nu am citit toată seria. Și ce avem? Scriitori și îndrăgostiți, v-am povestit deja despre ea, ajungând la toate cărțile lui Dicker, mă rog, pe despre care deja v-am povestit la portret de autor Joel Dicker, 50 de cuvinte pentru ploaie, o carte pe care am adorat-o, v-am povestit despre ea la filmulețul cu ultimele apariții de la Editura 3 și soțiile, tot așa găsiți acolo informații despre cartea asta. Am ajuns la penultimul raft al bibliotecii. Norocul meu că biblioteca asta este făcută de tatăl meu și că este din Stejar, pentru că poate să țină greutate nenică. Aici avem niște cărți de la Curtea Veche. Mai departe mergem cu Niculescu, continuând cu cărțile de la Editura Nemira și cu Stephen King. Lipsește partea a treia pentru că este pe noptiera mea, pentru că acum pe asta o citesc. Continuând cu... alte cărți, mă rog, de la Editura Nemira, mergem la Margaret Atwood, la Un Corint, mai departe seria John Verdon, despre care v-am povestit, mi-a plăcut foarte, foarte mult, și ajungem la prima parte a cărților de la Editura Polirom în această variantă, pentru că știți că cei de la Editura Polirom scot cărți într-o mie de variante, într-o mie de dimensiuni și este foarte greu să le pui pe toate împreună. Iar aici avem, bineînțeles, Umbra Vântului și va trebui să fac o mega reorganizare atunci când o să-mi cumpăr și celelalte trei părți, pentru că n-o să scap, n-o să scap, o să mă gândesc la acele cărți până când o să le cumpăr. V-am mai spus odată de ce am în să le cumpăr, pentru că sunt foarte mari și știu că n-o să pot să citesc altceva până nu le termin. Și mai avem treabă până una alta. Continuăm cu toate cărțile mele de la Editura Humanitas. Avem aici Laur, O lungă petală pe mare... Jurnalul Anei Frank, v-am povestit, uite, Romengheri, Ulitskaya, iar nici asta nu sunt puse, una lângă, a? Asta nu-i scris de Ulitskaya? Uite, facem și noi așa, ca să nu se supere nimeni. Ce mai avem aici? Yalom, mai departe ce avem? Scoditorii, v-am povestit. Acestea sunt cărțile pe care încă nu le-am citit, inclusiv cu Solenoidul, dar despre asta știți deja, părerea mea nu o să se întâmple. Cărțile noi pe care mi le-am comandat ultima oară și încă nu am ajuns la ele. Ce să facem? Mă așteaptă cu minții aici. Iar, tot de la Editura Humanitas, dar într-o altă variantă, avem și un Radu Paraschivescu. Am spus să-l pun aici alături de frații lui de editură. Am ajuns și la ultimul raft, la raftul de jos al bibliotecii. Aici mi-am așezat toate cărțile de la Editura 3 care nu au ajuns în raftul de sus și, mă rog, probabil că voi mai continua după cum vedeți. Ce avem pe aici? Avem niște Bruckner, o să discutăm foarte curând despre el, Mark Levy, niște cărți mai noi, Young Adult, apropo că tot vorbeam despre Young Adult, niște cărți scrise de scandinav pe care le-am început și după aia mi-am dat seama că fac parte din serii din alea foarte lungi, așa că a trebuit să renunț. Pe asta nici măcar n-am început, o să fiu sinceră, pentru că am descoperit la timp că face parte dintr-o serie și am renunțat. Nu se știe niciodată, nu pot să renunț încă la ea. Trecem mai departe.
Aveam niște cărți de la Herb Bennett. Dispariția din Silverwater mi-a plăcut foarte mult, o să discutăm despre ea curând. V-am mai povestit parcă o dată, dar o să vorbim puțin mai în amănunt. Tu, despre care știți că am adorat cartea asta, Omul de cretă, ceva în apă, m-a enervat maxim unul dintre personaje, Fata cu toate darurile a fost foarte drăguță, pe asta am primit-o cadou, n-am citit-o, Ame, scrisă de o tânără româncă, Acolo unde cântăraci, știți bine că mi-a plăcut, și, bineînțeles, Tetralogia Irenei Ferrante, ia te uită ce drăguț stă ea aici, ia te uită cât de drăguț stă ea aici. În continuare avem toate cărțile de la, toate cărțile lui Guillaume Musso. Știu că nu sunt de la aceeași editură, însă am preferat să le pun pe toate la un loc. Mai departe avem două cărți de la Young Art, Mințile lui Billy Milligan, despre care v-am povestit în cadrul filmulețului despre cărți cu subiecte psihologice. Fata cu palton albastru, poate o să discutăm încă o dată despre ea, pentru că v-am povestit parcă la un moment dat, dar acum vreo 2 ani, cred că, dacă nu mai mult. Și ABC-ul psihopatului de succes 1 și 2, despre care v-am tot povestit. Ajungem și la ultimul morman de cărți, ca să spun așa. Aici sunt cărțile care practic nu au putut fi puse în altă parte pentru că sunt foarte, foarte random. Avem cele 5 cărți de la editura Hiperliteratura. Dacă sunteți curioși, puteți să vedeți filmulețul de pe canal. Mai departe avem două cărți de la Babel, Un gentleman la Moscova, v-am povestit, și o carte pe care n-am apucat să o citesc încă, Penelopiada lui Margaret Atwood. Știți că v-am spus eu că la un moment dat am început să strâng cărți de ale lui Atwood ca să îmi fac așa o părere și să facem și cu ea un portret de autor, nu că ar fi păcat. Rebecca, o carte care mi-a plăcut foarte mult, o să vorbim un pic mai multe și despre ea. Vedeți cum vă țin eu așa în suspans și încerc să vă stârnesc interesul pentru ceea ce urmează pe canal. Despre cărțile astea v-am povestit și mi-ați spus că fac parte toate din, aproape toate din serii. Dar probabil că la un moment dat al vieții mele o să ajung și la ele. Pe asta am primit-o cadou, nu am citit-o. Pe asta urmează să o citesc cât de curând, pentru că este ficțiune istorică și mi-a plăcut mult cum se integrează aici. Cersei, v-am povestit despre ea. Faulkner, iar aceeași părere, nu sunt foarte mare fan a autorilor americani ai secolului 20. Și aici, Cercul Nopții, o carte foarte frumoasă, cu o copertă foarte frumoasă, dar, mă rog, din păcate nu a ajuns în altă parte. Cam astea sunt cărțile de pe acest raft și cu asta încheiem povestea acestei biblioteci. Aici suntem pe hol la noul raft, unde am adus toate cărțile albe de la editura Polirom. Mă rog, pe asta am pus-o de curând aici pentru că se potrivește ca și mărime. Aici avem o bubniță care pentru moment ține toate cărțile. Vor urma și altele, bineînțeles, tocmai de aia am ales să le mut aici în raftul alb, care este un raft nou. Îmi pare rău pentru lumină, sper să nu fie foarte deranjant. Aici avem cărțile de la Polirom din colecția Top 10+, și, mă rog, tot, aproape tot Murakami, Elif Shafak, după cum spuneam, Murakami, iar acest raft urmează să fie umplut cât de curând. Probabil că o să mai pun și sus dacă am nevoie, pentru că nu-mi place să pun cărțile pe două rânduri. Vreau să se vadă fiecare titlu în parte. Cam acestea sunt rafturile noi.
Sper că v-a plăcut filmulețul de astăzi. Nu uitați să dați un like și să vă abonați în cazul în care sunteți noi. Știți că de obicei aștept sugestiile voastre în comentarii. Vă mulțumesc încă o dată pentru ele și pentru că sunteți atât de implicați în comunitatea noastră. Să aveți o zi bună, ne vedem data viitoare. Pupi, pa!